Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să fac un nou vlog la Munchiu. Da, mă aflu din nou în zonă. Știu că v-am zis că nu vin atât de des pe aici, doar că am un motiv super bun să vin. Adică e o vreme bună de filmat. Adică, doar uitați-vă, nu e niciun nor pe cer, ba, e, da, ceva, e cald, adie vântul frumos cum îmi place mie. Unchiul și mătușa sunt la lucru. Nu e nimeni aici, doar bunicul meu care curăță la vaci. El se îngrijește de vaci când ei sunt la lucru. Și acum alătează vițelul, mă rog, a lăsat vițelul la vacă. Vine și maică-mea mai târziu, dar până vine ea, eu sunt deja gata cu filmatul. Aseară nu prea am putut să vă arăt cine știe ce la vaci, la restul, că era unchiul meu pe aici și mă deranja. Dar acum, na, până pleacă bunica meu, acum mai are să alăteze vițelul, să dea apă la astea două vaci și cam atât, cred. După aia pleacă și rămân singur, apoi pot continua în voie să filmez totul. Da. A, și până pleacă, pauza, asta e. Taci. Eu te cocoșul ăsta golașul. Acolo și pulcei. Deci da, adică mai are să dea cică, așa mi-a zis el, la vițelele astea două. Deci astea mari. Stai așa, că am uitat că aici este un bec. Uite, așa e mai bine. Una stă jos, de-aia nu vă pot arăta. Hai, mă rog, o să vi le arăt eu mai bine. Că după ce pleacă el, vă arăt vițelul. Și da, hai că mă duc să văd în ce stadiu este cu treaba. Și revin. Înainte de asta, am zis pauza, asta e. Ia uitați, a alătat vițelul. Acum, săraca vacă, toate e subtă. Acum dă apă la vițelul și de alea două. Și după aia vi le pot arăta mai bine. Din nou, vacile în grajna. Ce fac? Rumegă și atâta. Asta și vaca noastră. Așa am reușit să-i fac o poză. Deci, nu știu care, cum v-ați prins, dar vițelușul e puiul vacii acestea. Adică e puiul ei. Și e un vițel. Revenim. O să vă arăt puține secvențe cu astea, tocmai ce le-a dat apă, după aia vine să le facă curat. Și da, iată pasta asta, trebuie să fete. Nebuna asta, uite-o și pasta mică, bine, nu mai e mică, că e mare, numai na. Așa, deci s-a dus bunica mea acolo cu roaba de la gunoi, de la vaci. Le-a făcut aici, cum a zis unchiul meu, în spate acolo la ursul. Deci mai am niște timp să vă arăt. După aia mare să curețe la vițele, să măture pe aici. Ba nu, cred că am măturat. Am măturat. Și după aia pleacă și în sfârșit vă pot arăta mai bine. Adică eu tot vă arăt secvențe, dar eu vreau să vă arăt mai mult. No, nici nu mai prea am ce să vă arăt. Adică doar mănâncă și toată ziua în grajd. Până prin
vară, ce vară, că am trecut, le-am dat drumul de-abia prin iunie. Până atunci, na, asta e vaca noastră. Vaca asta vreo 2 ani a stat, care vreo 4 ani a stat acolo la noi, la bunica mea, în graj. Noi grașă ținem, sunt și pe găini. Am avut cal. Caprele le-am ținut și încă le mai ținem. Gen, când o să fac fete vreo capră, o să o punem în graș, că da. Dar am avut vaca. Am avut o vacă neagră, nebună. Nu putea nimeni să se apropie de ea. Și aici, dacă stătea omora pe maică mea, și-am dus-o acolo, că unchiul mi-a fost plecat în Italia. Și era să-l omoare pe bunica mea. Și pe vaca asta, i-a făcut un semn, cred că și pe acum îl mai are. Dar nu știu pe unde. Că era vițea mică și aia era vacă. Na. Asta e de la vițel făcut cu belgian. Și asta e mama lui, o bălțată. Acum vine bunica mea cu roaba goală. După aia vă arăt porcii. Porcii vreau să viară puțin mai mult, că tați de drăguți porcelașii aia mici. Și mă pot băga la ei, că nu-i nimeni să îmi scoată ochii vorba aia. Mă mai arăt și vițelele, câinii și în rest, na, după aia închid. Și hai că revenim după. Așa, după vreo 20 și ceva de minute, s-a dus bunicul meu cu gunoiul de la astea, pe aia se întoarce, își face bagajele, na, cu sculele lui, și pleacă și rămân singur în sfârșit să pot arăta. Așa, deci vreau să zic că Juninca asta e de afă, da? Nu știu cât mai are, dar nu știu cât vă pot arăta de bine. Nu vreau să mă apropii, că, na, pe mine nu mă cunoaște. Deși eu am adus-o cu unchiul meu, avea numai 3 săptămâni. Pun. Băi, Doamne, avea numai 3 săptămâni când am adus-o, pentru că mama ei n-avea lapte. Na, așa s-a nimerit să n-aibă lapte. Și omul acela, și noi am avut o vacă care își pierduse vițelul și încă avea lapte, și adică a murit vițelul, nu știu, s-au bătut între ele și l-au omorât. De atunci separate toate 3. Și vaca aia a adoptat-o și l-a crescut, a crescut-o. Da. În fine, și așa se trească și se va face o vacă minunată. N-are coarne, n-are nimic. Asta are coarne, asta e de la noi, asta nu. Și tot în aceeași zi am luat și rațoiul Sidef și rața albastră, care nu mai am, adică în august 2020. Deci în august e născută și ea și trebuie să fete, nu știu, și-a lăsat ugerii, deci doar uitați-vă acolo și nu știu cât mai are, o lună, două, pentru că inițial luase, după aia a pierdut, iară luase și se pare că a doua oară a fost cu noroc, pentru că na. Asta nu, nici măcar n-am dat-o, pentru că de-abia în mai anul acesta, face un an, e fiica vacii mari, adică aia roșie mare de lângă vițel și o nebună, dă cu capul, sparge găleata, are coarne, asta nu-mi place, dar e mare, e o vițea superbă, pot să o numesc vițea, că nu are pui, nici măcar n-am dat-o la muntă. E superbă. Aolo. Ce pișă. Asta oricum e mai mare. Dar parcă asta o întrece în talie. Asta are un cap, eu zic mă că mai mare decât ăla. Și se observă diferența. Dar și asta, după cunoștințele mele, o să fie o vacă bună. Frumoasă. Trebuie să mă învăț eu cu ele. Numai cu alea bătrâne mă știu cât de cât. Cu astea nu prea. Aolo, nu scad țapul. O vacă totuși te poate omorâ. Deci da, aici e și hrana lor. Hai că mai vin la ele, că nu-i sfârșitul lumii. Unicul meu e acolo în spate, la câini. La câini, Doamne, în țara la vaci.
Unde am și... Unde e Burcus? Ursul! Doamne ferește, dar ce am cu Burcus? După aia, când pleacă el, o să intru la purcei să vi-i arăt. Uite cum fugi, uite-te la ăsta. Uite-te. Uite numai ce urechi are, clăpou. Restul s-a acolo, da? Vi-i arăt pe toți 10. Uitați aici și porumbacele astea. Astea sunt toate de la el, astea așa mai tinere. Mă rog, a avut o cloșcă care i-a scos. Toți s-au nimerit să fie porumbaci. V-am arătat cloșca aia. Când avea puii mai mici. Aici e singura lui găină moțată. Asta a fost cloșcă anul trecut la mine. Dar, na, cum nu am mai postat atâta de mult. Postam un vlog pe lună. N-am mai avut timp să vă arăt. Am scos niște pui și a adus-o înapoi. Na, nu, n-am putut să fac pierdută printre găinile mele. În fine, deci da, acum vine el, pun o pauză și revenim când pleacă cu totul. Așa, acum a plecat în sfârșit și sunt singur. E ora 5:20, eu sunt aici de la 4:30 și în aproape o oră am reușit să filmez numai 11 minute. Doamne ferește! Și din 80 și ceva la sută, am mai rămas cu 28%, că am un mod care mi economisește bateria și îmi ține, ho-ho, dar îmi limitează unele permisiuni. Când l-am activat și tot nu se vede cum trebuie, se vede faișa mare și îl dezactivez tot timpul când filmez. Dar, na, nu mi se ducea nici chiar atât, că, na, da, în fine. Uite, curcanul ăsta, atât de frumos, dar lasă că... Vai, Doamne, ce am crezut că a scăpat vaca. Doamne, ferești. Nu că odată a mai scăpat. A scăpat de multe ori. Și bănuiesc că aici sunt niște găini. Ba nu. Așa. Deci da, cu vițelele am stat. V-am arătat. Ia să vă mai arăt o dată pe asta. Asta mănâncă într-una. Altceva nu face. Deci dacă mă întrebați pe mine care cred eu că e mai frumoasă, eu zic că asta. Din punct de vedere al culorii, nu știu, mie mi se place mai mult cum e și modelul, adică alb, așa, și maro la ochi, și aia, nu știu, e mai frumoasă la cap. Are capul așa mai frumos, are cam mare. Am avut o vacă Bela, am avut-o până prin vara lui 2020. Am dat-o că s-a întors, adică a fost de-a făta și a pierdut sarcina și atunci am avut nevoie de lapte și a dat-o. Păcat, era bună de lapte, era frumoasă, nu era ea chiar cea mai ascultătoare, dar na. Montează să și fie ascultătoare, că așa, deja pas bune de lapte, frumoase, când tu vrei să le mulgi, îți dră cu capul. Și nu stau cu minți. Așa, hai să vă arăt și porcii. Uite, e aici. Oamenii, când m-am mai băgat aici înăuntru, trebuie să mă plec ca un moș. Nu știu cum se poate pleca un chimeta mine, el e mai mic decât mine. La înălțime. Aici a fost un mini pod și acum am mai rămas așa. Aici nu e mai știu ce ține. Câte s-au schimbat aici de când eram mic și până acum? Ei! Purcușor, din doi din ăștia o să ajungă la noi, la mine, la bunica mea, gen. Hai să-i scop pe toți afară să vi arăt. Hai. Guți, guți. Pentru că gen... și când toți porcii care avem noi, care am avut și anul trecut și acum 2 ani, în 2020, adică, au fost de la unchi meu. Deci eu îmi aleg, eu vreau să le iau pe ăsta, ăsta roșcat așa, dacă el nu o să-l taie. Că el nu credeți că acum îi spun unchi meu ăsta, ăsta așa, dar el mai ține minte. Deci unul din... eu vreau un roșcat, deci pe ăla și pe ăsta. Acum și contează ce să fie, nici nu știu câți are. Nu-s castrați, deci ca să... ăsta nu-s castrați. Niște roșcăvani mici, că nici nu știu cât dau. O lună? Habana. Dar foarte drăgălași, foarte, foarte drăgălași. Aceia, ăștia mari, ăștia nu-s așa drăgălași. Or fi fost ei cândva, dar acum... acum sunt numai bun de pus pe... Numai puși de agățat în pod. Dacă vă agăt... Dacă... înțelegi ce vreau să zic. Da, că se mai practică să pui... alea... mezelurile, mă rog, pe...
în pod la uscat. Noi nu le mai punem în pod, le punem într-o încăpere în care e ca și cum ai fi în pod. Așa. Unchiul meu are puține găini. E ceva gen cum îi place la bunica mea. Puține găini, atât. Nu 100. Aia încălțată, aia moțată, aia așa. Găini să fie și să facă ouă. Așa. Și are și foarte puțin cocoș, părerea mea, la atâtea găini. Îl are pe ăsta, care e de la de ouă verzi, din ouăle mele. Deci astea bărboase de la de ouă verzi de la mine. Le are. Și mai are cocoș pe ăsta, porumbacul ăsta, care eu nu-l consider cocoș încă, pentru că nu calcă, nu are poziție de asta gen ca ăsta. Ăsta e un cocoș handicapat, adică doar uitați-vă la picioarele lui. Și nu-mi place. Cocoșul ăsta e singurul cocoș adevărat care l-are, părerea mea, bineînțeles. Mi-a zis, stai că n-a vrut să plece ăsta, a zis că mai trebuie să iau ouăle. Mi-a zis, lasă că le iau eu, că știu eu unde trebuie să le pun. Da. La el găinile îs, na, cum îs? Adică doar uitați-vă la găina asta, în fine. Ai și curcile, vi le arăt mai bine. Am dat cu capul, mă rog, da. Și mai are și cocoșul ăsta. Și mai vreo 2-3 golași. Doamne, golași. Porumbași ăștia. Are găini porumbace de anul trecut, de acum 2 ani și de acum 3 ani. Aia e de acum 3 ani. Pentru că eu le știu. Și pe lângă de asta mai are și aripile tăiate la curci. Asta nu-mi place, să tai aripile la curci. Mai de mult le tăiam și cozile. Că era jale, că avea multe curci. Și eu și el. Câte 20, el avea mai multe, eu aveam câte 10-20, dar el avea 30-40. Dar ne-am limitat la una, două, trei. Eu am avut 12 în trecut. Mana. Așa, curci. Și am vorbit aseară cu el. O să-mi dea curcile de-abia după ce scot pui. Aolo, eu m-am gândit că el desfințează curcile. Dar de unde? El vrea să aibă pui tineri. Și dacă nu are... Îmi dă curcile, dar eu vreau să încerce, ca și mine, să le mai salveze și dacă ăsta, atunci taie curcanul și când o să aibă curcile pui, se pare de pui, ați înțeles, băi, și îmi dă curcile. Așa. Mi s-a părut că mă strigă cineva. Doamne ferește. Sper că nu-i bunicul meu care a uitat ceva. Uitați, ăsta mai e un cocoș care, da, nu îl consider cocoș. De fapt, uite că începe să calce. Eu ce mai calcă, băi, piticotul. Aia vine ăsta mare. Da, aceeași chestie ca la mine se întâmplă. Ușor nebuni. Hai să mă duc și la restul. Vă arăt vacile mari. Mă, ce mi-era să mă bată vaca aia nebună. Aia albă. Aia noastră, vaca mea. Nu mă coține la el că bunicul meu nu mai instale. Să avea mai avem grijă de ale 3 capre. Și alte copitate. A fi prea mult. Aștia o să ajungă mâncare. Cât de curând. Nu chiar săptămâna viitoare, deci nu știu care, deci asta, îți spun ce știu, că o să taie, deci pe unul din ăștia 4 poate o să-l vedeți pentru ultima dată și pe ei, poate pe toți. Deci cine știe când mai apuc să vin? Ia să vedem și pe ăștia doi. Vai, ce ușurat mă simt să mă mișc în voie, fără să vină cineva să mă întrebe, dar ce faci? Dar pe cine, la cine filmezi? Dar ce faci? Da. Ia să mă bag la ei. Deci, mi-a zis de ce îi ține aici. Pentru că i-a luat de la un om din satul nostru care n-avea ce face cu ei și i-a dat la un preț mic. Și a zis, hai nene că ți iau eu. Și pentru că dacă sunt mult mai mici decât aia 4 de acolo,
și clar nu putea să-i pune cu burcei, deci îi ține aici singuri. Nu știu ce sunt, de curiozitate, hai să vedem. Încet, nu vă speriați. Asta e o scroafă. Și ăla e un vier. Băi, da, nu, nu e bine. N-am pus-o. Hai veniți în partea asta. Hai și tu, hai. Hai, așa, Doamne ajută. Că e ușa asta, dacă se împingeau de ușă, o deschideau, mai îmi ieșeau pe afară, mă mara unchiul meu. Bine, unchiul meu se întoarce la 7. Dar, na, cine știe în câte mă mie să-i bag. Sau, bine spus, dacă îi mai băgam. Dacă. No, numai ce le-a făcut curat, am înțeles. Deci vaca asta e nebună. E vaca noastră, dar... Bine, și astea sunt noastre, dar asta e vaca mea, cum ar veni. Pentru că, na, așa e făcut să fie. Dar e foarte nebună. E născută dintr-un gemen. Doamne, ce, nu știu cum să zic. E născută din gemeni. Am mai avut o soră geamănă. Doar că am dat-o la naștere. Bine, la naștere. Am dat-o. Deci, doar uitați-vă la ea. Are și asta, vreo 4 ani. A fost născută dintr-o vacă bălțată, că noi numai bălțate avem. Numai asta e ceva albastru belgian. Aha, ceva de carne, în fine. Și da, am poză cu mine mic acolo. Eram mic, aveam vreo 6 ani, dacă ea are 4 ani. Nu mai știu. Și eram între ele acolo. Eu am crescut printre vaci. Acum mi-e frică de ele pentru că n-am mai fost aici. Și astea nici nu-i cunosc. În afară de asta, pe niciuna nu am stat să cresc cu ele, să văd. Le-a adus, le-am văzut de câteva ori și atât, dar și, deși pe asta și pe asta oare din primăvara lui 2020, cam așa, și pe asta tot așa. Cred că a venit maica mea. Aoleu. În fine. Stați totuși de curiozitate să verific că n-a cheie. Măcar n-am să mai filmez măcar un pic. Doamne, că n-a venit. Și zicea cineva prin comentarii că unchiul meu le ține foarte curat. Da, pentru că asta e boala lui unchiul meu, curățenia. Deci nu suportă mizeria. Nu suportă gălăgia, mizeria și dezordinea. Deci astea nu le suportă. N-am moștenit de la el decât gălăgia. Adică nu suport gălăgia. Nu-mi place gălăgia, nu suport. Și îmi place să fiu lăsat în pace. Așa e și el. În rest, cu curățenia, parcă, bă, ar trebui să fie mai curat, dar nici că mă pun să fac. Și rest, na, cu ordonatul, nu, nici într-un caz. Deci, da, eu am crescut printre vaci, v-am spus. Aolo. Deci, da, am crescut printre vaci, de când mă știu și eu și maică-mea și unchii mei. Adică fraților, maică mea, am crescut printre vaci, nu numai printre vaci, printre cai, printre... La un moment dat au avut și oi, când au fost mici, ei. Capre și animale, în principal. Deci, da, numai că nu le mai cunosc, n-am mai fost, nu mai știu de ele. Gândiți-vă, am avut 2 vaci, le țin minte toată viața, am și acum poze. Pe una a trăit 19 ani. Bine, noi am ținut-o la noi 16 ani. Eu spun povești de familie, asta e ceva povești de familie. Și a dat-o prin 2019 sau 2020. A fost mare, stătea în colțul ăsta. Era efectiv atât de mare, cam cât asta, puțin mai mare. Și era, avea, ieneam cu asta, pentru că de la aceeași femeie am luat-o și pe asta și pe aia. Și avea un cap frumos, mare, ca cu coarne de alea. Și cred că vine maica mea. Și era mare, frumoasă. Nu știu. În fine, deci era mare, frumoasă și gândiți-vă, și mai aveam una Joiana. Aia nu știu cât o ținut-o, că o dat-o când am fost mai mic. Dar o țin minte, era cea mai blândă vacă. Stăteam aici și mă uitam la unchiul meu și la maică-mea cum le mulgeau. Și efectiv, mă duceam acolo în iazle. Și...
uitam la vaci cum mâncau și vacile nu făceau nimic pentru că mă cunoșteau. Deci, gândiți-vă, 16 ani am ținut-o la noi, au luat-o în 2005, deci cu 4 ani înainte să mă nasc eu, deci au luat-o în 2005, când a murit străbunica mea. Și eu am dat-o pentru că nu mai lua montă, era bătrână, adică na. Și atâția porci și atâția vaci, au câte vaci, alea trei mari, vițenușul și alea două, și porcii și toate alea, cam cu atâta se țin. Aici e o cadă de asta de prune plină cu porumb, bine, nu chiar plină, aici e greu, nu, tărâțe, aici porumb, uitați, porumb. Cât, gândiți-vă că și porumbă și astea toate scumpe, deci cu cât se întreține, bine. Și aici e șopru vechi, cum îi spunem noi, aici stăteam eu pe lada asta, aveam aici o găletușă cu niște porci de aia de cauciuc și mă jucam aici. Aici îs concentrate, cele de unchi, astea sunt pentru câini, pentru câinile mare. Aici macină porumbul și aici. Și astea sunt pentru vaci. Deci când mulge vacile, le dă două de astea și stai vacile cu minți. Aici de la porci, astea sunt concentratele de... Eu le recunosc pe miros de porci, cred. Uite, nu mă înșel. Aici mai are butoi cu tărâțe. Deci, da. Aici are semințe de floarea soarelui. Aici sunt boabe de câine mare. Astea sunt boabele lui Linda. Acolo sunt granule, alte pentru Linda, concentrate de găini, aici porumb, pâini pentru ursul. Deci da, dacă tot vorbeam de Linda, ia uitați aici pe Linda. Ei, cuțu, ce mai faci tu? Și Linda asta nebună, pufii îi arde de așa și nu poate, că Linda efectiv n-are cu ce, pentru că e castrată. Hai Linda, hai cuțu, 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 cuțu. Hai să mă duc să vi arăt pe ei, că nu vi-am arătat de mult. Nu, de mult, am ceva cu vorba asta, nu vi-am arătat de mult. O găină. Vai, doamne. Ia ce mai fuge Linda. Linda! Linda! Ce-mi place să mă joc cu câinii. Câinii sunt animalele mele preferate, cu care îmi place să mă joc. Și cu țapul meu Costi. Uitați câinele lui vecinul, are un câine, lup german. Uitați-l acolo și pe... asta e grădina noastră. Și uitați-l aici și pe Puffy, ce mai fuge. Acolo e câinele lui vecina, care a murit vecina, din păcate. Dar așa a trăit viața, adică a trăit 90 de ani. Adică n-a... Numai că e casa ei a fost dărâmată și a rămas mai grădina, care e a noastră. Și a rămas câinele ei, are mă duc și mai grijă. M-am dus de acolo că mă vede vecinul tânăr, adică băiatul vecinii mei, că filmez și mai zice că-i filmez purtea. Nu că am mai pățit de astea, dar nu filmam, făceam pur și simplu poze, na. Ca orice om nebun, normal. Făceam poze și i-a zis că ce filmez, bă, ce așa, bă, și n-am chef să mă cer cu el, așa că da. Nu știu dacă i-am prins câinele pe filmare, dacă l-am prins. Mai vedeți și voi ceva, am și eu un câine lup la cealaltă bunică, dar, în fine. Purceluși ăștia frumos, ia ce mai mănâncă ăla, oh, mă moară unchii meu. Trebuie să pun asta la găină aici, că, cum îi zice, se duce ușa, trebuie să o pun aici. Da. Nu mă mai duc și în casă, că acolo bănuiesc că e Vașa Mar, pe Tucu și pe Chira, îi cunoașteți. În rest, nu mai am ce să vă arăt. Mâine s-ar putea să filmez de la bunici, ca de obicei. Deci doar uitați să zice curat e în curte. Unchiul meu, efectiv, nu suportă. Ăsta e gazon aici, nu iarbă, e gazon. Nu suportă mizeria. Când o să vin aici, acum e dezastru că e la lucru și bunicul meu are sarcina doar să dea la vaci, să le curețe, în fine, să leasă vițelul să sugă. Și rest, nimic. Ia uite, altul piticot.
Bă, ce calc ăștia mici, mă. Și ziceam că nu-s cocoși adevărați. A și porumbei. Are un vecin aici, două case de distanță, are niște porumbei de ăștia. Bă, voiajori prosti. Prosti, un amator. Îi plac mult porumbei și tot îi scoate pe acolo. Vin porumbei la mâncare, mănâncă toată mâncare. Așa, s-a ridicat și vițelul ăsta în picioare. Închid becul la graj. M-am lungit, da, acum lasă că vi le-am arătat și eu cât am putut de bine. Deci da, noi ne reauzim data viitoare. M-am lăsat un vlog mai lung ca să puteți vedea mai bine animalele de la unchiul meu. Deci da, nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!